Bună seara și bine ne-am regăsit la un nou jurnal economic. Este ziua în care discutăm despre controversele create în jurul indemnizației pentru creșterea copilului. Dincolo de discuția despre cine primește sau nu acești bani, problema pornește de la politicienii acestei țări și modul în care ei votează legi. Sunt atât de rare situațiile în care există un studiu de impact, încât acestea cred că pot fi numărate pe degete. Apoi, încă și mai rare sunt situațiile în care parlamentarii specifică sursele de finanțare pentru a acoperi legile pe care le votează. Adică votează lucruri pentru a da bine în ochii electoratului, dar nu sunt interesați apoi și de unde va face guvernul, executivul, de unde face rost de bani pentru a și aplica aceste măsuri. Partea și mai proastă, sau poate partea tristă din ecuație, este că unii dintre cei cu putere de decizie par să nu știe că indicarea surselor de finanțare și o evaluare a impactului intră chiar în sarcina lor. Avem și niște cifre, 70 de milioane de lei au fost plătite doar în luna iulie în contul indemnizațiilor. Suma este cu 20 de milioane mai mare față de cât era estimarea inițială. Legea trebuie aplicată în continuare, așa cum este, fără niciun fel de plafonare și din punctul acesta de vedere, PSD-ul, așa cum a promovat această măsură, o și susține în continuare în aplicare. Guvernul are obligația de a găsi sursele de finanțare pentru a fi implementată această lege. Subiectul, din punctul meu de vedere, este unul artificial. Guvernul are toate instrumentele să remedieze dacă dacă au apărut probleme în aplicare. Eu nu vreau să folosesc acest cuvânt, nici pe domnul ministru nu l-am auzit folosindu-l. Ceea ce eu vreau să transmit foarte clar și de asemenea să rog și pe oficialii guvernamentali este să liniștim toți cei peste 190.000 de beneficiari. Bun, am văzut declarațiile parlamentarilor, unul dintre ei, Rovana Plumb, fiind chiar fost ministru al muncii în guvernul Ponta, fost ministru care susține că este de obligația guvernului să găsească bani pentru a acoperi impactul legilor votate de Parlament. Pe doamna Plumb nu vreau să o contrazic eu, o contrazice tocmai Constituția României. Și ne uităm titlul 4, Economia și finanțele publice, articolul 138, Bugetul public național. La punctul 5 spune că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Și atunci, oare cum trec aceste legi? Să fie vorba despre promisiuni electorale? Ascultăm un alt ministru acum, un alt ministru al muncii, de data aceasta Mariana Câmpeanu, un alt fost ministru al muncii, care vrea să calmeze părinții, cel puțin temporar, niciun parlamentar nu o să voteze o lege nepopulară înainte de alegeri. Am susținut creșterea indemnizației din nou la 85% din venituri, cu un plafon, bineînțeles, ridicat, că cel de 3400 care a fost introdus era mult prea mic în condițiile actuale. Creșterea acestui plafon, dar un plafon trebuie să existe. În perioada de campanie electorală de alegeri, niciun parlamentar nu și-asumă răspunderea pentru a introduce anumite restricții. Toată lumea a deschis baierile pungii și toată lumea acordă tot ce se poate acorda după lume. Electorale sau nu, promisiunile parlamentarilor trebuie să aibă acoperire financiară. Nu este un lucru nou, este însă primul lucru uitat atunci când se țin dezbaterile legislative în Parlament. Cu atât mai mult cu cât neacoperirea financiară este un motiv suficient pentru a contesta o lege la Curtea Constituțională. Rămâne să mai avem și oameni politici care să fie atenți la aceste detalii. Când Parlamentul vine cu modificări sau cu propuneri legislative care vizează alocări bugetare, o spune Constituția, e important să precizeze de unde luăm bani. Deci dacă e vorba de bugetul pe anul acesta, bugetul pe anul viitor, deja cu angajamentele pe care le avem, înseamnă un deficit care riscă să meargă peste 3%. Până una alta, toată această controversă a indemnizațiilor a fost rezolvată pe genunchi. Fiscul verifică veniturile bărbatului care ar trebui să primească cea mai mare indemnizație de creștere a copilului din România, peste 35.000 de euro lunar.
pentru că este vorba despre un tată, nu o mamă, așa cum se așteaptă toată lumea. Bărbatul nu a primit până acum niciun leu. Dacă în urma controlului se va dovedi că veniturile declarate sunt reale, tatăl va primi până la finalul lunii acesteia 70.000 de euro, bani pentru iulie și august. Beneficiarul celei mai mari indemnizații de creștere a copilului din România nu este o mamă, ci un tată. Bărbatul are 33 de ani, este din Sibiu și este un om de afaceri cu mai multe proprietăți agricole în județul Brașov, dar și cu o firmă de consultanță privind fondurile structurale și pentru dezvoltare rurală. Bărbatul a obținut în ultimul an un venit ca persoană fizică autorizată de peste 2.200.000 de lei. Acum inspectorii fiscului vor să știe dacă datele sunt reale. Nu există suspiciuni, veniturile au fost confirmate și de ANAF Sibiu, dar pentru verificări suplimentare am întârziat o lună această plată. Chiar beneficiarul, la cărei identitate rămâne un mister, a fost de acord cu acest control. Din venitul declarat de peste 2,2 milioane de lei pe an, omul a plătit impozit de 16% pe venit, contribuție la sănătate și la pensie, arată calculele specialiștilor. În funcție de decizia acestuia pentru contribuția la pensii, taxele sunt undeva de la 500.000 de lei până la 525.000 de lei. Pe baza acestor venituri, bărbatul ar urma să încaseze de la stat ca indemnizație de creștere a copilului aproape 2 milioane de lei într-un an. Și nu este singurul beneficiar unde statul s-a trezit că are de plătit sume substanțiale. În București există un părinte care primește 94.000 de lei pe lună, iar în Constanța un altul care ia aproape 75.000 de lei lunar. Ministerul Muncii atrage atenția că 0,17% dintre cei peste 142.000 de beneficiari încasează o treime din bugetul alocat acestor indemnizații. Chiar și așa, guvernul promite că nu va modifica legea prin ordonanță de urgență, iar bani pentru anul acesta sunt suficienți în buget. Nu se pune problema ca acest guvern să taie sau să plafoneze indemnizația pentru creșterea copilului. Și tot ceea ce ne propunem este ca să ne uităm exact, să vedem cum au fost făcute estimările în Parlament inițial și să vedem foarte clar ce se impune să se facă de către Parlament, forul care a și inițiat această măsură. Tot de la Parlament să mai vine o știre, pensiile românilor ar trebui să nu mai fie impozitate. Și atenție, vorbim despre toate pensiile, nu doar despre cele mai mici de 1000 de lei, care sunt și în prezent scutite de taxe. Un proiect de lege care prevede scutirea de impozit pentru toate pensiile a trecut deja de Senat. Liberalii s-au opus și acuză că legea este una cu dedicație. Socialdemocrații spun însă că pensia este un drept câștigat, prin urmare nu trebuie impozitat. Proiectul de lege prevede ca nicio pensie din România să nu mai fie impozitată, indiferent de valoarea ei. Astfel nu s-ar mai reține 16% nici din pensiile mai mari de 1050 de lei, ca în prezent. Guvernul respinge actul normativ și spune că acesta va aduce o gaură de 2,2 miliarde de lei la bugetul de stat. Pentru cine scutim noi impozitul? Pentru care bătrâni? Sunt 3.800.000 de pensionari care au sub 1.000 de lei. Acești bătrâni vor rămâne cu aceeași pensie, iar un pensionar care are 100 de milioane primește în plus la pensie 16 milioane în fiecare lună. În plus, proiectul de lege stabilește și că bugetul de stat suportă contribuția de asigurări sociale de sănătate. Liberalii au cerut retrimiterea proiectului de lege la comisiile de specialitate. PSD s-a opus, susținând că e normal ca pensiile să nu fie impozitate. Este un drept câștigat. De ce ar trebui un profesor pensionar impozitat? De ce ar trebui un învățător pensionar impozitat la pensie? Nu toți senatorii PSD împărtășesc însă viziunea partidului din care fac parte. Eu îmi pun întrebarea. Oare este normal acum să facem niște cadouri de 10 de milioane doamnei Lidia Stanciu? Oare este normal să facem pe fericit cu 25 de milioane pe domnul Zegrean? Și putem să continuăm. Proiectul de lege va merge la Camera Deputaților, care e foarte decizional. Peste 75 de milioane de lei, acesta este cel mai mare venit obținut anul trecut de un român, citează Profit.ro datele fiscului. Respectivul venit a fost obținut de un bucureștean dintr-o activitate independentă. În topul celor mai mari venituri urmează o persoană cu domiciliul în Dej. Vorbim de o persoană care a declarat câștig de aproape 52 de milioane de lei, în urma vânzării unor acțiuni deținute la firme din străinătate. Podium
este completat de un constățean cu aproximativ 30 de milioane de lei din dividende. Lista primelor 10 venituri mai cuprinde persoane care au câștigat anul trecut bani din profesii liberale. Economia României crește. Crește cu o viteză uimitoare. Produsul intern brut a avansat cu 6% în perioada aprilie-iunie față de același interval din anul trecut. Este cea mai înaltă rată de creștere trimestrială înregistrată încă din 2008 încoace. Agricultura, sectorul IT și comerțul au susținut cel mai mult economia în prima parte a anului. Aceste trei sectoare au avut o contribuție determinantă. Agricultura a adus un aport de aproape 18% la produsul intern brut, 17,9% mai exact. Sectorul informații și comunicații un plus de 17,3%, iar comerțul 12,1%. Comparativ cu trimestrul precedent, economia a crescut cu 1,5%, iar în prima jumătate din acest an, avansul produsului intern brut a economiei a fost de 5,2%. Ministerul Finanțelor Publice spune că aceste rezultate foarte bune sunt determinate de măsurile guvernamentale care dau acum roade. Mai exact, implementarea codului fiscal cu reducerile de taxe și impozite, debirocratizarea, transparentizarea și reforma în domeniul salarizării. Dar trebuie să privim și reversul medaliei și riscurile la care suntem expuși, pentru că orice exces sau orice creștere cu viteză prea mare ascunde și pericole. Am mai spus-o, dar e important să o repetăm. Creșterea consumului, de exemplu, aduce un fals aport la economie, pentru că vânzările cele mai mari sunt de produse importate și nu din producția proprie. Adică mare parte din încasările magazinelor ajung în străinătate pentru a cumpăra marfa cerută de clienți. Dar să vedem însă și partea plină a paharului. Investițiile în economie ajută enorm plusul de care vă vorbeam, plusul pe care îl vedem în cifrele oficiale. Au fost investiți mai mulți bani în prima jumătate din an în țara noastră. În cifre concrete vorbim de peste 29 de miliarde de lei bani care au ajuns în economie, cu aproape 9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2015. Banii au fost cheltuiți atât pe utilaje și mijloace de transport, cât și pe ridicarea unor construcții noi. Cât despre domeniile care au atras cele mai multe investiții, comerțul și serviciile conduc în clasament. Hai să continuăm discuția despre bani și să vedem cum a reacționat cursul valutar la veștile despre economia României, economie care crește într-un an, cât altele în 10. Răspunsul este că nu a reacționat, nu pozitiv cel puțin. Leul pierde teren pe toată linia, atât în fața euro, a dolarului, cât și a francului elvețian. Banca Națională a României a anunțat un curs de referință astăzi de 4,45 lei de bani pentru un euro, o cotație e ușor mai mare față de cea de ieri. Dolarul american a crescut și el până la nivelul de 3,98 lei de bani. Veștile nu sunt bune nici în privința francului elvețian, care a ajuns, chiar a trecut de pragul de 4,07 lei. În tot acest timp, salariile românilor bat pasul pe loc. În iulie, câștigul mediu pe economie a fost de 2078 de lei, la fel ca în iunie. Detalii în știrile economice pe scurt. După un an cu venituri mai mari de la lună la lună, vara aceasta a fost prima în care statistica nu a raportat salarii mai mari. Câștigul mediu în iulie a fost la fel ca în iunie, dar există diferențe importante față de vara lui 2015. Sunt creșteri de peste 12% față de luna iulie din 2015. Angajații din IT sunt primii în topul veniturilor, cu peste 5.400 de lei pe lună, în timp ce salariații din domeniul hotelier se află la coada ierarhiei cu aproape 1.300 de lei. În primele 6 luni, fiscul a pus popriri pe conturi bancare de 1,94 de miliarde de lei. Suma este cu 6,5% mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. În primul semestru, din executări silite, fiscul a încasat 7,45 de miliarde de lei, cu 2,1% mai puțin. Comunicarea somației a fost cea mai eficientă metodă de executare silită. Aproape 72% dintre contribuabili au plătit după ce au fost somați de fisc. Aproape 600 de mii de bucureșteni sunt nevoiți să facă baie cum or putea, căci apă caldă de la robinet nu se știe cât și cum curge. Cartiere întregi riscă să nu mai primească apă caldă, clar este vorba despre datorii, numai că de această dată nu este vorba despre locatari.
De miercuri dimineața, peste 600.000 de bucureșteni racordați la sistemul centralizat vor deschide degeaba robinetul de apă caldă. Afectați sunt locuitorii din cartierele Drumul Taberei, Militari, Crângași, dar și o parte dintre cei care locuiesc în zona centrală, în total 40% dintre consumatori. Conducerea Elcen avertizează că situația ar putea dura cel puțin o săptămână. Distrigați! Astăzi, la o ședință comună, Elcen cu Distrigați, la care eu am participat personal, a decis limitarea debitului de gaze naturale către Elcen din cauza neachitării serviciului de distribuție. Ca urmare a datoriilor acumulate de Radet către Elcen, societatea noastră se află în imposibilitatea de a-și onora plățile către furnizori și distribuitorii de materii prime. Elcen a strâns datorii de 147 de milioane de lei către Distrigaz. Directorul instituției spune că nu are cum să achite suma pentru că, la rândul ei, Electrocentrale București are de primit 259 de milioane de lei de la Radet, regia care distribuie apa caldă și căldura în București. Este bine că s-a tras acest semnal de alarmă acum, la momentul în care e încă vară, ca să conștientizeze toată lumea că Elcenul, fără a-și recupera banii pentru marfa pentru care a plătit-o și n-a recuperat-o, nu mai poate continua. Ca să recupereze cât mai mult din datoria Radet, Electrocentrale București a pus din nou poprire pe conturile regiei. Primăria Capitalei, în subordinea căreia se află Radet, susține că nu poate face rost de bani peste noapte. Nu este posibil ca în 2-3 luni de zile să se plătească o datorie de 10-15 ani, o datorie istorică. Nu putem să punem în pericol sectoare importante și vitale ale capitalei, școlile, spitalele, grădinițele, alte instituții ale statului, blocând practic bugetul Primăriei Generale a Capitalei exclusiv pentru plata unei datorii istorice. Din 2008 și până acum, Radet a acumulat datorii de 3,6 miliarde de lei către Elcen. Pentru o parte din datorie există sentințe judecătorești definitive, una de 259 de milioane de lei, cealaltă de 1,45 miliarde de lei. După ce băncile au mărit avansurile pentru creditele ipotecare până spre 40%, în încercarea de a schimba decizia Parlamentului de a adopta legea dării în plată, acum băncile dau înapoi. Își dau seama că au nevoie de clienți, într-un context în care viitorul programului Prima Casă este incert, program ce era de fapt motorul creditării imobiliare. Astfel, ofertele lansate în ultima perioadă sunt unele chiar în premieră pentru piața din România. Cea mai mare bancă din România dă credite cu avans mic celor care își permit să ramburseze împrumutul în doar 20 de ani. Salariul în acest caz ar trebui să fie de cel puțin 2000 de lei, iar solicitantul să nu aibă alte credite. Pentru un credit de valoare medie de 160.000 de lei, luat pe o perioadă de 20 de ani, cu dobândă fixă de aproximativ 5%, o rată lunară ar fi de 1000 de lei. Însă un avans de 25% în cazul unui credit pe 30 de ani poate fi obținut doar de locuitorii din 42 de orașe, unde, potrivit băncii, riscul de neplată al creditului este mic. Pe listă sunt Capitala, Clujul sau Iașul, dar și Săcele, Mioveni sau Cisnădie. Sunt localități cu prezență industrială semnificativă. De exemplu, în Mioveni avem fabrica Dacia, în Săcele avem producție de subansamblu. CEC Bank, cea mai mare bancă deținută de stat, a redus avansul minim cerut pentru creditele ipotecare de la 30 până la 20%, în cadrul unei promoții valabile până la finalul anului. În acest caz, perioada de rambursare poate ajunge până la 35 de ani, iar BRD dă credite cu avans de 15% doar celor care pot să aducă cel puțin o garanție suplimentară pentru imobil. Analiștii spun însă că de astfel de oferte beneficiază puținii români. Realitatea pieței în continuare este în zona de 20-25% avans și șansa de a ajunge la 20 sau la 15% este extrem de limitativă. Cei care nu au bani puși deoparte pentru un avans consistent nu pot apela momentan nici la programul Prima Casă, unde li se cere un avans de 5% din valoarea locuinței. Banii din program s-au terminat însă la începutul verii, iar o nouă alocare de fonduri este anunțată pentru finalul lunii septembrie.
peste 1 miliard de euro. Aceasta este suma pe care românii o dau pentru pariuri și jocuri de noroc. Cei mai mulți dintre cei care își încearcă șansele joacă sume mici, de până în 100 de lei pe lună. Dar pentru că au căutare, la fiecare colț de stradă găsim câte o sală de jocuri sau de pariuri sportive. Concurența poate părea mare, dar nu este principalul impediment în calea unor afaceri foarte profitabile. Patronii din domeniu spun că legea antifumat și taxele mai mari le diminuează cel mai drastic profitul și nu faptul că pe aceea stradă găsim mai multe astfel de firme. Amatorul de jocuri de noroc este bărbat. Are între 18 și 24 de ani, stă la oraș și este burlac. Are studii medii și nu riscă foarte mulți bani pentru că nu dispune de un venit prea mare, arată un studiu GFK. Dacă vorbim pe medie, vorbim de un venit undeva la 2000-2500 de lei. Jucătorii tind foarte mult acum să joace jocuri care au o implicare a sumelor mică. Nu mai riscă sume mari. Nu sunt puțini cei atrași de promisiunea câștigurilor. Peste 2 milioane de români cu vârste de peste 18 ani și-au încercat cel puțin o dată pe an norocul la loto, la pariurile sportive, la păcănele sau la jocurile pe internet, potrivit studiului. Sectorul online este deschis relativ de puțin timp, de un an și un pic. Până acum un an de zile piața nu a fost reglementată în acest sens. De aici vine și pierderea statului. În urmă cu 4 ani, încasările din păcănele și pariuri erau de circa 650 de milioane de euro. Anul trecut, veniturile din jocurile de noroc, inclusiv cele online, s-au ridicat la 1 miliard de euro, iar taxele plătite către stat au fost de circa 270 de milioane de euro. În momentul în care un jucător vine și bagă bani, aici e bil acceptorul care acceptă bani, da? În secunda 1, la serverul Oficiul Național de Joc Noroc se înregistrează suma respectivă de bani. Dacă pentru un aparat slot machine era o taxă de 2000 de euro pe an, acum împreună cu taxa de viciu sumează undeva la 3000 de euro pe an. Jocurile de noroc pun și problema dependenței. România se află în linie cu media europeană în privința împătimiților jocurilor de noroc. Mai puțin de 1% dintre adulții care practică acest tip de jocuri au devenit dependenți, potrivit specialiștilor. Jurnalul Economic de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Sergiu Voicu și vă dau întâlnire mâine de la ora 22 să analizăm împreună cele mai importante informații economice ale zilei. În scurt timp la Digi24, Starea Nației cu Dragoș Pătraru. Seara bună! Acesta este ridul Mariei, iar acesta este lift activ de la Vichy. Pentru prima dată, laboratoarele noastre au combinat acidul hialuronic cu apa termală mineralizantă Vichy născută în vulcanii francezi. După o lună, ridurile, chiar și cele profunde, sunt netezite, iar pielea Mariei este vizibil mai fermă. Lift Activ, gama de îngrijire antirid numărul 1 în farmacii. Vichy. Creditul pe repede înainte? Comandă, te rog. Dă-mi unul mic. Mai bine mediu. Care e cel mai mare pe repede înainte? Îți putem da un credit de nevoi personale de 90.000 de lei. Da, ăsta o să-mi pice mai bine. Banii sunt gata! Creditul ING pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vii și pleci cu bani în pungă. Știe cineva ce înseamnă vopsea la puterea a doua? Acoperă extra. Și? Se descurcă? Se descurcă? Îi ajută vopseaua. Am știut de la început că o să fie mai mult decât o afacere. Pentru că de la început ne-am gândit la oameni și la cum ne inspiră ei. La ce emoții ai când faci ceva pentru prima oară, dar și ce satisfacție ai după. Mai știi nerăbdarea cu care aștepți să se întâmple ceva, orice. Dar tot ești luat prin surprindere când în sfârșit se întâmplă? Credem că nimic nu e mai proaspăt ca o prima oară. Alte feluri de proaspăt vă oferim noi la Raft. Kaufland. Trăiește fresh. Me das una ley? ¿Me das una? ¿Y si te canto? ¿Me das una?
Dijiste solo una. Gustul Lay's cucerește vara. Lay's, brandul de chips numărul 1 în lume. Zilele Samsung Mobile la EMAG aduc telefoane pentru toate buzunarele. Profită de reducerile de până la 30%. Ia acum de pe EMAG Samsung Galaxy A5 2016 cu 2 GB RAM și memorie internă de 16 GB la numai 1349 lei. EMAG se comprezintă din catalogul provocărilor moderne. Moțeleala cronică. Când somnul te-a prins surprindere pe parcursul zilei. Fii plin de energie cu Alive. Mai mult decât un complex de vitamine și minerale, Alive conține 133 de ingrediente esențiale naturale. Secom, remedii moderne pentru o viață modernă. Alive este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ce gust are gustul puternic și amărui? Amar. Cum să fie? Amar? Da. E ca atunci când echipa ta primește gol, dar a fost offside. E ca atunci când vii acasă de la nuntă și scoți pantofii. Încă mai crezi că e prea amar? Nomarkt. Gustul puternic și amărui pentru bărbați cum trebuie. Viața nu trebuie să fie o luptă. Lasă unele griji în urmă. Prostamol 1. Cu doar o capsulă zilnic la aceeași oră poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată care afectează aproximativ unul din doi bărbați cu vârsta de peste 50 de ani și te poți opri doar pentru momente plăcute. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Pentru un diagnostic corect, consultați medicul urolog. Tinerețea este o stare de spirit. Pentru cei care nu îmbătrânesc niciodată, există mereu opțiuni. Alege să încasezi pensia la Alpha Bank și ai pachete și beneficii gândite special pentru tine. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Intră în lumea confortului cu Hotpoint și Indesit. Acum la EMAG ai până la 30% reducere la electrocasnicile Hotpoint și Indesit. Comandă de pe EMAG mașină de spălat rufe Slim Hotpoint 7 kg, clasa A+++ și 5 ani garanție la doar 1299 lei. EMAG. Aha. Cine a făcut premizeria asta? Noroc că e cu teflon. Se curăță. Indiferent de murdărire, pereții colorați cu savana cu teflon se curăță. Descurcare ușoară a părului și reparare fără a-l îngreuna? Intant! No, Elsev Balsam Express, cu procheratină și serum nutritiv de la L'Oréal Paris. Dublă acțiune, o pulverizare. Acționează împotriva vârfurilor despicate. Asigură o pieptenare mai ușoară. Nu îngreunează firul de păr. Instant! Total Repair 5 Balsam Express. Încearcă primul spray cu dublă acțiune de la Elsev. Ce ciudat! Felix? Istețul Felix! Ar face orice pentru noul Felix fantastic! Bucățele cărnoase în aspic apetisant! Surprinzător de delicioase! Pisicile istețe primesc Felix! Și acum, noul Felix Party Mix! E timpul pentru răsfăț Felix? Cu trei arome irezistibile în fiecare pachet! E răsfăț triplu! Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Bun venit la Starea Zilei. A devenit mai mult decât ridicol să-i auzi pe politicieni cum se acuză unii pe alții. De stalinism, de nazism, de comunism. Pe bune, stalinism? Vorbiți serios? Nazism? Ce-o fi în capul lor? Stalinismul am auzit eu că a fost foarte nașpa, deci dacă e să-l atac pe unul, îl fac stalinist. De fapt, ei habar n-au despre ce vorbesc. Sunt inculți, n-au lecturi, niște clănțăi și atât. Cum să-l faci pe unul din România acestor ani stalinist și să vrei să te ia cineva în serios? A, ești nazist! O, dar ăsta este nazism! Nu e niciun nazism, e doar unul dintre puținele cuvinte pe care le știi tu și îl folosește abuzat.
abuziv și total, total eronat. Vorba aia, știți, puține cuvinte, dar măcar nu le înțelegeți. Cum o tot dă Ponta cu naționalismul, pe care îl confundă cu patriotismul. Asta în zona de înjurături. Cât despre cum văd ei lumea, e cam așa. Noi vom da 20% la profesori și 25% la funcționari. Și vin ceilalți. Noi avem o viziune și mai bună. Noi vom da 40% la toate categoriile. În mintea lor, cam la asta se reduce universul politic de astăzi. Îl acuz pe celălalt de comunism sau de nazism, după care spun, noi suntem cu Bruxelles, da? Și să nu mai zicem că o să creștem salariile și o să absorbim fonduri europene. Asta e tot. Atât îi duce mintea, atât îi duce cultura generală și politică. Mă rog, acum exagerez, în sensul că ei nu au cultură politică. Nu găsiți în România de azi o discuție între politicieni cu cap și coadă despre migrație.